Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mircea Bravo s-a căsătorit în această vară, iar acum a dat primele detalii despre viața de om însurat. Cum mi se pare, de fapt, influencerului, răspunsul este scurt. Mircea Bravo este un om împlinit de când s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, o femeie pe nume Georgiana, care este profesoară. Creatorul de conținut video a povestit că îi place viața de căsnicie, dar a observat că de când s-a însurat, i s-au schimbat prioritățile și perspectiva de viață, într-un mod constructiv. Pe de altă parte, căsătoria nu i-a adus acestuia schimbări majore în viața profesională. Dar ceea ce poate spune faimosul creator de conținut este că este un om mai împlinit de când a renunțat oficial la burlăcie. Îmi place viața de căsnicie. Am observat cum prioritățile se schimbă, perspectivele se schimbă, dar într-un mod constructiv, căsătoria nu mi-a adus schimbări majore în viața profesională. Mă simt, per total, un om mai împlinit, a declarat Mircea Bravo. Lucrurile stau foarte bine pe plan personal pentru Mircea Bravo, dar și în ceea ce privește cariera, acesta a filmat propriul film, cu faimoasa tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii sale în mediul online. Acesta va apărea pe 7 octombrie, nu pot să-ți zic că m-am așteptat de la început la succesul pe care l-am acum. Cumva mi-am reglat pe parcurs așteptările în funcție de feedback-ul pe care l-am primit de la public, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că de mic mi-a plăcut să fiu în centrul atenției. Dar nu acesta a fost scopul în sine, a declarat Mircea Bravo. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.